Bună ziua! Mă numesc Tavila Elena și sunt președintele Consiliului Local al Elevilor și sunt de asemenea voluntar la organizația non-guvernamentală Centrul Național de Mediu, care astăzi, la 14 noiembrie, a organizat o activitate extraordinară și anume de restabilirea fâșiei de protecție a râului Bâr. Noi, elevii mai multor licee, ne-am adunat aici ca să dăm o mână de ajutor acestei organizații și de asemenea să contribuim la înfrumusețarea și la restabilirea situației ecologice în localitate. Vreau să vin la dumneavoastră, dragi cetățeni, cu un îndemn să evitați să rupeți acest poieț sau să evitați să dați voie la vitele pe care trec pe aici, să așteptați ca să se prindă acești puieți, pentru că, într-adevăr, am făcut-o cu o intenție bună și vrem ca să îi vedem peste ani și ani că cresc, și anume că legea va fi în vigoare, anume va fi restabilită fâșia de protecție. Vă mulțumim mult!